Bună tuturor! Mulțumesc că vizionați acest video! Voi face o citire generală pentru luna decembrie, pentru relații de dragoste, pentru cei care sunteți într-o relație, cei care aveți deja pereche, cei care aveți deja un iubit, o iubită, să vedem cum va evolua luna decembrie în relația în care sunteți, dacă se îmbunătățește, dacă apare vestea pe care voi o așteptați, întâlnirea la care visați, să vedem ce dezvăluie pentru luna decembrie această etalare în trei variante, ca să fie puțin mai personalizată. Văd că se grăbește o noutate în dragoste, poate e vorba de o sarcină, poate e vorba și de un succes care l-aveți cu persoana iubită. Păreți într-un suflet, într-o relație de suflete pereche, păreți să spunem așa, într-o armonie în această lună, cei care sunteți într-o pereche, puteți avea mai multă pasiune, mai multă dragoste, mai multă fidelitate, mai multă încredere și poate chiar se naște un copil sau apare vestea de o sarcină. Haideți să vedem cum va fi luna decembrie pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o pereche. Prima variantă este cu piatra roz, a doua va fi cu inimioara roz, a doua va fi cu inimioara verde și a treia va fi inimioara roșie. Alegeți-vă varianta cu care voi rezona și să vedem la varianta aleasă ce vor dezvălui cărțile de oracol dacă dorințele se îndeplinesc în luna decembrie. O să încep cu prima inimioară, inimioara roz. Să vedem așadar la inimioara roz ce pot dezvălui cărțile de oracol. Foarte multă lumină, foarte mult soare, foarte multă căldură sufletească, iubire, poate veni la voi, prietenie, refacerea relației. Pare că pentru voi poate apărea chiar un succes în dragoste, o pasiune, o cerere în căsătorie sau chiar un eveniment. Poate fi vorba și de un eveniment care va fi în luna decembrie pentru cei care v-ați ales această variantă. Poate fi vorba de un eveniment de căsătorie, da, a apărut deja, poate chiar e vorba de un botez, e vorba de o mutare împreună cu persoana iubită, de o împăcare, de o mai multă pasiune. Se naște mai multă pasiune între voi și o anumită persoană. Păreți în această lună decembrie, poate una dintre voi cu mare încredere, în persoana iubită, în dragostea, în voi, vă redescoperiți, să spunem așa, senzualitatea ca femei sau voi ca bărbați veți avea de parte de o femeie foarte senzuală, foarte afectivă, foarte iubitoare, foarte fidelă, foarte credincioasă, o femeie care vrea poate chiar un copil, vrea o sarcină, vrea să-și asume un rol în serios. E aici o lună în care puteți face puțină ordine în viața voastră, e nevoie poate de mai multă înțelepciune, de mai multă răbdare, văd că și de credință, joacă un rol important, poate chiar credința, purificarea energiilor, sinceritatea, dar și înțelepciunea, răbdarea, poate că și răbdarea, pentru că altfel ar putea apărea o ceartă, să repetați niște greșeli, să fiți pedepsiți chiar, pedepsite, să zicem așa că partenerul se enervează, se supără și vă pedepsește, dar până la urmă învinge iubirea, învinge dragostea. E o lună în care poate vi se pune la încercare răbdarea, vi se pune la încercare poate și iubirea. E o lună puțin karmică, văd aici, că apare o credință, o cruce, da? O bifurcație, poate că aveți de făcut o alegere pentru unele dintre voi sau poate unele sau unii dintre voi vă dedicați mai mult timp muncii și poate ar fi cazul să vă dedicați și timp partenerului, dacă doriți ca această relație să dureze, să fie serioasă. Pentru că altfel ați putea fi pedepsiți, spre exemplu, dacă vă neglijați partenerul, partenera, pentru că voi vreți să vă ocupați mai mult de carieră, muncă, s-ar putea ca acesta să vă pedepsească, în sensul să vă neglijeze, în sensul să plece, poate, sau să apară o ceartă între voi, reproșuri. Haideți să vedem.
apare, dacă sunteți însărcinate, să știți că partenerul vă va proteja, veți avea mai multă energie, mai multă putere, apare pentru voi, să zic așa, veți avea de-a face poate o relație cu cineva, vă mutați cu cineva pe timpul iernii, pentru a vă proteja, pentru a vă face provizii, pentru a avea mai multă energie, mai multă forță. Fidelitatea vi se va pune la încercare în această lună prin credință. Poate că unul dintre voi aveți de-a face, sau unii dintre voi aveți de-a face și cu persoane de alte credințe, sau vi se va pune la încercare această fidelitate care o aveți în cealaltă persoană sau voi în cealaltă sau cealaltă în voi. Această pasiune, văd că apare o nostalgie, o dragoste, ori un romantism. Deci voți avea în luna decembrie, cei care stăți într-un cuplu, întâlniri romantice cu persoana iubită, pasionale, veți primi cadouri, veți primi daruri, dar apar și vremuri tulburi. Deci în această lună decembrie poate că e necesar să fiți mai răbdători, mai înțelepți, că veți trece și niște probe care pot fi legate, deci în dragoste. Mi se cere mai multă înțelepciune și răbdare. Dragostea este împărtășită, dragostea este, sentimentele sunt împărtășite, dar e posibil că apar și niște neînțelegeri, niște dificultăți care pot ține și de comunicare, de vești, de drumuri. Văd că veți avea multe drumuri, multe reușite, deci par o lună foarte reușită pentru voi, dar veți fi poate puși la probă în sensul că trebuie să, să fiți mai răbdători, mai înțelepți, mai blânzi, poate că acest urs care mi-a apărut aici îmi vorbește poate și de ce cineva puțin mai morocănos, să zic așa, puțin mai agresiv sau puțin mai sălbatic, să zic, într-un fel așa, poate prea retras în bârlogul său, prea închis în sine și poate nevoie de mai multă comunicare, pentru că văd că această comunicare aduce multă pace, aduce multă energie pozitivă, sau pentru unele dintre voi poate chiar aveți evenimente de sărbătorit, fie că e vorba de o cerere în căsătorie, fie că de o dragoste împărtășită, aici poate apărea în această lună și dragoste și împăcare și discuții, certuri, dar nu despărțiri, ceva momentan, să zic așa. Pentru mulți, multe ar putea apărea chiar o sarcină sau mutarea cu partenerul. Da? Deci pare că vă petreceți mai mult timp cu partenerul. Da? Exact. Veți avea succes. A apărut cheia succesului. Deci cu siguranță veți avea succes, cheia la o casă. Deci foarte posibil că unul dintre voi sună ceasul să vă mutați împreună cu partenerul, să vă căsătoriți sau să faceți un copil, o familie, sau unele dintre voi chiar veți primi niște daruri, niște cadouri în această lună, unii. Deci vă văd aici într-o atmosferă prietenoasă, de dragoste împărtășită, de vești, de călătorii, de vizite. Dar se cere și înțelepciune, pentru că posibil să apară diferențe de opinii legate poate chiar de credințe, sau veți fi puși la o probă, să zic așa, de fidelitate în dragoste, și atunci apar niște tulburări, niște certuri, sunt niște confuzii aici, e nevoie poate cumva de făcut o clarificare prin discuții sincere și calme. Da, deci cu bunăvoință și cu sinceritate, pentru că se pare că la voi luna aceasta poate fi chiar foarte, foarte frumoasă, care se poate concretiza chiar printr-o printr-o familie, printr-un copil, printr-o schimbare pozitivă. Haideți să vedem și la a doua variantă, cu piatra, cu inimioara verde. Să vedem la inimioara verde cum va fi luna decembrie în dragoste, să vedem ce aduce nou pentru o relație de cuplu, așadar, deci această etalare este dedicată celor care aveți o relație, care sunteți într-o relație de cuplu, de căsătorie sau de prietenie, de iubire, să vedem ce apare în luna decembrie nou. Wow! La voi aici poate e nevoie de oarecare prudență, că aveți de-a face cu persoană care nu spune toate intențiile, sau e nevoie să fiți puțin mai diplomați. Aici poate că aveți de-a face cu cineva care e prea critic, poate, și acest lucru poate duce și la o neînțelegere. La voi apare o gelozie, să știți. Deci la voi aveți o gelozie aici care poate veni și din cauza unui anturaj. Aici cineva vă gelozește, poate fi vorba de o femeie.
poate fi vorba de o rivală, poate fi vorba de o femeie care vă, poate fi chiar din familie cineva, da? Poate fi chiar vorba de o femeie din familie care vă invidiază, vă gelozește, cum ar fi, nu știu, cum nata, sora, cine știe cine, altcineva, sau mai există poate vreo rivală undeva la un drum aici pentru voi. Voi puteți să vă schimbați casa la drum, unele dintre voi faceți o schimbare, poate sunteți o, poate că vă doriți și vreo schimbare în viața voastră în această lună, să fiți singură, să fiți pe propriu, foarte posibil și acest lucru, să plecați undeva la drum, să mai socializați, să cunoașteți noi persoane, dar stârniți niște invidii, niște gelozii, niște răutăți. Aici e și o energie malefică la voi. Sună un ceas aici la voi, ceva iese la iveală, ceva o să aflați, poate legat de, poate ar putea să apară gelozie, invidie legată de sărbătorile de iarnă, sărbătorile deci de cumpăna din 3 ani aici, poate că văd că e această gelozie, invidie care are legătură cu această cumpănă din 3 ani. Poate că aveți ceva, o să vedem despre ce e vorba, deci voi vă văd aici într-o perioadă ca femei romantice sau voi ca bărbați aveți de-a face cu femei care totuși e nostalgică, romantică, își dorește ceva mai multă sensibilitate, mai multă sensualitate, chiar poate vrea o călătorie sau vrea să pleacă la o călătorie, este într-o călătorie undeva departe, acum depinde cu cine aveți voi o relație, cât de apropiați sunteți. Văd aici că această socializare totuși aduce niște gelozii, niște răutăți, niște invidii, niște pericole. Să vedem ce cu această femeie, casa, călătoria, socializarea aceasta, șarpele acesta, să vedem ce se întâmplă. Cine e această femeie, puteți avea o ceartă sau e o femeie cu care v-ați certat sau o femeie care vrea să se răzbune. Aici, poate e nevoie să faceți o clarificare, da, are legătură ceva cu casa, poate legat de o dragoste, de o moștenire, legat de... aici voi văd că sunteți în dificultatea alegerii de a vă schimba cumva, poate reședința, rezidența, locul vostru. Dar aveți o femeie care se răzbună pe voi, poate pentru o plecare, pentru o schimbare sau se răzbună pe voi dacă faceți o schimbare, vreo plecare. Această socializare, această, voi veți face poate niște cunoștințe noi în luna decembrie care vă pot aduce totuși niște beneficii. Niște noutăți, niște reușite financiare, chiar poate, da, în luna decembrie, vă văd aici că veți culege niște roade, dar într-adevăr aveți parte de niște vrăși farmece, să știți voi, niște secrete, niște invidii le veți afla, le veți afla cu siguranță, sunt bârfe deja, deci s-ar putea să aflați, sună ceasul, se iasă la lumină, se iasă la iveală, niște vrăji, niște farmece, niște bârfe, niște răzbunări, o femeie, aici văd o femeie mai roșcovană, poate fi o femeie mai șatenă roșcovană, răzbunătoare, mai certăreață, să e o femeie care, puteți fi chiar voi aici, care vreți să vă faceți oarecare ordine, poate că vreți să plecați, vreți să schimbați ceva, dar apare această, aceste secrete, vrăji, farmece, care vin dintr-un anturaj aici, au legătură și cu banii la voi. Poate fi vorba de o invidie legată de cunoaștere, legată de studii, legată de câștiguri de profesie, de niște drumuri, poate în străinătate, de o schimbare de rezidență, de un succes al vostru într-o situație că voi păreți aici totuși că aveți o casă, aveți un dar, aveți un har, aveți ceva, o iubire profundă, o situație reușită, dar... Da, e posibil să știți că voi aveți ceva, o amenințare care poate veni, da, voi sunteți într-o cumpănă, să știți, la a doua variantă, în relația de cuplu. Dacă aveți o relație de cuplu cu cineva, un bărbat, cei care sunteți aici la a doua variantă, relația de cuplu, la voi pare totuși într-o dificultate, într-o chestiune karmică de orientare. Poate unele dintre voi, pentru unele dintre voi poate apărea chiar o ceartă, o discuție, o dispută, poate din cauza ori unei rivalități, ori din cauza cuiva chiar din familie, care aici sunt niște secrete vechi din familie, poate de mult, care pot fi blestem pe neam sau vrăși farmece făcute care, de la o persoană care poate chiar nici nu mai este, poate chiar de când v-ați născut, sau pentru un copil, pentru o sarcină, pentru o moștenire, ceva, pentru o schimbare de o rezidență, de o casă. Eu văd aici că această situație la voi poate fi în luna decembrie,
Deci ea poate ieși la iveală tocmai cu ajutorul credinței. Sau pentru că este o lună a credinței, a mai multor unei vibrații mai religioase, mai spirituale, pot ieși la lumină niște lucruri, pot apărea niște certuri, niște discuții, niște intrigi, pot apărea niște secrete, ieși la iveală niște secrete sau sau sunt persoane care în această lună încearcă să vă facă ceva ca să vă strice puțin armonia, să vă strice puțin situația. Văd aici că e o încercare karmică la voi, să știți, în luna decembrie, fie din cauza unei femei, fie pentru că voi sunteți această femeie nostalgică, romantică, da, poate și acest lucru, cu toate că aici mi-apar și o răzbunare sau o greșeală pe care o repetați. Poate fi vorba de o greșeală pe care voi o repetați în familie, în casă, în anturaj, orică să vă spuneți toate secretele cuiva, vă lăsați descoperiți, da, aici văd aceste bârfe, acest anturaj aici, care poate fi legat de servici, poate fi legat de familie, da, deci par o astfel de situație, că trebuie să vă orientați mai bine, poate unii dintre voi poate va trebui chiar să vă schimbați casa, locul, norocul, să zic așa, pentru ca să apară o schimbare, apar noutăți, unora dintre voi poate vi se apare aici o schimbare de rezidență, de statut, că e vorba de divorț, că e vorba de schimbarea casei, ceva se schimbă la voi. Apar secretele acestea care e o încercare, e o probă, se vede că este o lună karmică, decembrie, pe care trebuie să o treceți, poate prin credință, prudență, înțelepciune, răbdare, să învățați să vă orientați, să vă alegeți cu grijă poate anturajul. Că apar noutăți, apar vești, apar reușite, dar pot fi și niște bârfe, pot fi și niște intrigi, pentru că văd aici aceste secrete și acest șarpe care este lângă. Da, acest șarpe și aceste secrete, mai aveți încă de aflat niște lucruri, mai aveți încă de învățat ceva despre gelozie, despre relații, despre răutățile cuiva, probabil, sau chiar vrăjfarme ce pot fi aici, da, deci ceva ocult, ceva făcut, ceva care cineva încearcă cumva să vă facă ceva, ori să vă reactualizeze, că e o chestiune care se repetă, poate fi o chestiune karmică, ori apare acum ca răzbunare. Da, deci aceasta este energia acestei luni decembrie, este cele poate să vă purificați, clarificați niște relații cu cineva. Haideți să vedem și la a treia variantă. Varianta cu inimioara roșie. La voi se crevește o călătorie, un drum. Haideți să vedem la a treia variantă, varianta cu inimioara roșie. Cum va fi luna decembrie pentru cei care aveți o relație, o dragoste cu cineva, sunteți într-o relație de dragoste cu cineva, deci această etalare este doar pentru cei care sunteți deja într-o relație, nu pentru cei care nu mai sunteți. Se grăbesc niște vești, niște noutăți, niște bârfe chiar, poate chiar bârfe, ciondănel pot fi, și la voi aici apare o persoană care este foarte visătoare la ceva, la cineva. Orică sunteți voi, ori mai apare o altă persoană care se gândește poate la voi, într-un fel sau altul. Să vedem despre ce e vorba. Wow, și la voi apar niște secrete, vi se ascund și vouă niște secrete aici, legate de o femeie, sau despre ceva, despre voi. Aici poate fi vorba și de, e o confuzie oarecum, sunt niște secrete, mai aveți și voi ceva de învățat, poate unele dintre voi trebuie să faceți și niște acte, poate legat de sănătate, poate legat de familie aici. Văd că unele dintre voi depindeți foarte mult de familie, poate. Pot apărea la niște secrete, niște daruri, niște cadouri care vin, poate și cu ajutorul unei familii. Văd aici și casa, da? Dar totuși sunt și niște tulburări, niște confuzii. Are legătură poate și cu energia personală, cu munca, cu un bărbat anume, care poate e mai ursuz, așa, din casă, o persoană mai morăcănoasă, mai sălbatică, într-un fel, care vă creează o confuzie. Voi aflați niște secrete în decembrie, poate fi legate și de o familie, de o anumită femeie. Senzualitatea unei femei, poate fi vorba de o amantă, puteți afla de o amantă în luna decembrie, da? Apare o amantă, apare o dragoste secretă sau veți deveni voi amantă sau aveți de-a face cu vreo amantă, o să vedem dacă e așa sau nu, sau veți fi voi poate
Poate e ceva pe neașteptat, un hazard, ceva riscant. Da, poate fi vorba de o trădare, poate fi vorba de o amantă. Acum, orică sunteți voi că veți risca o dragoste secretă, să deveniți amantă, să aveți o relație secretă sau veți riscul vostru într-o relație, poate fi vorba de o amantă. Da, poate fi vorba de o dragoste aici, poate fi vorba de o revelație care o veți avea. Da, veți avea o mare revelație, o mare pasiune, poate, cu cineva, poate chiar cu cineva din trecutul vostru, sau aflați ceva din trecutul vostru, se face lumină într-o situație, într-o relație, ceva din trecutul vostru. Văd că aveți niște obstacole legate de o casă. Apare un inel. Confuzia aceasta este pe o căsnicie, pe un ri. Poate e vorba unul dintre voi că veți avea ocazia în luna decembrie. Dacă nu sunteți deja într-o relație de trio, poate că veți avea ocazia să vă îndrăgostiți de cineva, da? Și veți fi într-o dificultate de a alege dacă să mergeți în această relație sau să vă riscați căsnicia. Trebuie să faceți o clarificare pe o relație, pe o căsnicie unele dintre voi, sau apare vorba de o amantă. Și atunci această confuzie, această clarificare ține de această relație trio în care sunteți, da? Exact, iubirea împărtășită. Deci s-ar putea să cunoașteți, să zic așa, socializarea apare pentru voi, poate chiar la muncă cu cineva, poate fi vorba de cineva de la muncă, ori că voi aveți pe cineva de la muncă, ori partenerul vostru cunoaște pe cineva prin intermediul muncii sale, cum ar veni, că pleacă de la muncă, când se duce, când se întoarce, sau chiar la muncă, acolo unde socializează, cumva apare o dragoste aici, care poate fi împărtășită, veți avea parte de dragoste. S-ar putea ca partenerul să vă iubească și pe voi și pe cealaltă, sau s-ar putea ca acea partenerul până la urmă să renunțe la cealaltă și să continue cu voi. E o chestiune de hazard aici, cumva, la voi, da? Deci apare această trădare, această gelozie. Deci în luna decembrie veți avea parte și de dragoste, dar și de trădare. Pare să fie așa. Deci cu toate că căsnicia rămâne, chiar dacă sunt tulburări, pare că inelul rămâne. Pare că căsnicia rămâne sau relația rămâne, că pare totuși iubirea există. Dar s-ar putea ca partenerul să nu fie tocmai sincer. S-ar putea să aibă niște interese, s-ar putea să mai calce strâm sau chiar voi, pentru că mi-a apărut această femeie și vulpea. Deci puteți fi chiar voi această vulpe, această femeie, care trădați pentru că intrați într-o situație de risc. Se naște o pasiune așa brusc, dintr-o dată pe neașteptate sau pe neașteptate veți afla că partenerul, partenera are o amantă, a avut o amantă și poate vă supărați puțin, apar niște întârzieri, niște obstacole, niște confuzii, o gelozie, o invidie, dar până la urmă pare că ceva se clarifică, pare că dragostea învinge. Deci dacă sunt sentimente adevărate, cu siguranță veți învinge. E, într-adevăr, poate luna decembrie puțin malefic ceva, da? Deci poate că e nevoie și de mai multă credință aici. E nevoie cumva de mai multă seriozitate, de mai multă lumină, sinceritate, căldură sufletească. Veți cunoaște cu siguranță dragostea în luna decembrie, da? Deci pare că inelul rămâne întreg, dar între inel și această dragoste este această trădare sau gelozie, poate fi vorba de gelozie, invidie, care poate veni, că văd că sunt două femei, da? Deci este una romantică, visătoare și este una foarte senzuală, foarte pasională. Deci aici puteți avea de-a face chiar cu o trădare, da? Deci care totuși, cumva, până la urmă, parcă nu se desparte de voi, să zic așa, parcă tot cu voi rămâne, dar trădarea este, cumva, sau gelozia va fi aici, în această relație. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, pentru luna decembrie, pare una foarte interesantă. Eu sper să aveți o lună minunată, plină de binecuvântări divine, de dragoste sinceră și împărtășită, de fidelitate. Acestea sunt și niște etalări generale, așadar. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!